La finele săptămânii trecute, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a făcut unele propuneri privind relaxarea măsurilor restrictive în vigoare, în condițiile în care rata de vaccinare a populației a crescut, iar incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 este în continuă scădere. De exemplu, în județul Hunedoara, rata de vaccinare se apropie de 40%, aproape dublu față de octombrie, iar incidența de COVID-19 este astăzi de 3,14 la 1000 de locuitori, cu aproape 5% mai scăzută decât la începutul acestei luni. Respectivele propuneri sunt logice, chiar dacă masca de protecție rămâne în continuare obligatorie, iar unele dintre restricțiile propuse spre ridicare în opinia multora nici nu ar fi trebuit să existe. Astfel, s-a propus ca persoanele cu schema de vaccinare completă sau care sunt în perioada cuprinsă între a 10-a și a 180-a zi de la infectarea cu COVID-19 să asiste la competiții sportive, câte s-or mai disputa ele până la sfârșitul de an, în limita a 30% din locurile din tribune, sportul fiind practic singurul domeniu în care publicul avea deloc de înțeles interdicție totală. Tot pentru cei cu certificat verde, cu aceeași limită de participare, se vor relua conferințele sau cursurile de calificare. Pentru ca acestea să intre în vigoare, era nevoie de acceptul guvernului. Dar acesta nu a venit și sunt toate șansele ca măsurile de relaxare să intre în vigoare după data de 8 decembrie, când expiră actuala stare de alertă. Deocamdată nu discutăm pentru că suntem în perioada de alertă care expiră în data de 8 decembrie și vom vedea atunci ce hotărâri se vor lua în funcție de incidența care o avem la momentul respectiv. Practic, singura derogare care se face de la actualele norme face referire la evenimentele de 1 decembrie, de Ziua Națională, la care accesul este liber pentru toată lumea, restricții fiind doar în zonele oficiale, unde pot participa doar posesorii de certificat verde în număr limitat. Tot după data de 8 decembrie este așteptată și modificarea hilarei propuneri legate de petrecerile de Crăciun și mai ales de Revelion, unde pot participa maxim 1000 de oameni, sau cu o prezență de cel mult 30% din capacitatea spațiului, iar ora de terminare a petrecerii să fie 21.